dragilor, eu sunt Stella Stratulat, bine ați venit pe canalul meu, astăzi vă prezint ciorbă de văcuță. Haideți să vedeți și rețeta mea. Primul pas este să punem la fert carnea de vită. Eu am ales o carne de vită cu os, osul întotdeauna lasă acea gelatină și dă gust la zeamă. Culegem spuma, nu lăsăm această spumă în ciorbă. Adăugăm ceapă, o frunzuliță de dafin, 3 căței de usturoi, piper. Pregătim morcovul și țelena. Am să le toc cubulețe. Punem la fiert țelena cu morcovul. În cuburi și 4 cartofi cu taia așa mai mari. Adăugăm la fier și cartofii tocați cu bulete. Am scos carnea și acum o dezosez. Și o toc cu bulete. Asta prietena noastră Lache o să se bucure că este și carne, os de vită care îi face bine la dantura ei. Deci asta îi las pentru Lache. O toc cubulețe. Venim cu niște fasole verde. La mine este înghețată fasole. Așa, între timp noi vom lucra un pic cu carnea. Adăugăm și sare. Eu n-am adăugat la fert sare. Carnea de vită știți foarte bine că este un pic mai tare și dacă mai și săram atunci când am pus la fert, atunci era carnea să fie foarte tare. Dar am fert-o fără sare și o sărăm acum mâncarea. În felul acesta și carnea este moale. Într-o tigaie adăugați un pic de grăsime de care aveți, că este ulei, că este unt, untură, ce aveți. Un pic de sare, mirodenii. Și acum venim cu carnea. Și o sotăm. Cât carnea se sotează, gătim ardeii. Un ardei. Asta cu bulețe îl tocăm. La supe, ciorbe, folosim legumele, le tocăm cu bulețe. Nu se pun legumele întregi. Se vede foarte urât în farfurie când avem morcovul întreg sau alte legume întregi. Venim și cu ardeiul. Îl tăcăm împreună cu carnea. În 150 de grame de iaurt adăugăm sucul de la o lămâie sau dacă aveți borș de casă sau oțet. Amestecăm, incorporăm foarte bine sucul. Adăugăm rând pe rând câte un solonic, două de zeamă. Până simțim că s-a încălzit
deja compoziția, ca să nu creăm acel șoc termic. Adăugăm carnea. Un pic ardei la mars mai mult decât era nevoie, cât m-am jucat eu cu iaurtul. E nimic, mie îmi place așa. Și acum venim cu iaurtul. De ce prăjesc ardeiul atunci când îl pun în ciorbe, supe, ați observat? Nu-mi place ardeiul fert. Atunci când se prăjește și împreună cu carnea, el eliberează un suc, un ulei de ardei, din ardei, și carnea devine mult mai aromată, mult mai gustoasă, și ardeiul este mult mai gustos, eliberează uleiul ăla din el și devine mult mai gustos. Cel puțin mie așa îmi place. Pregătim și verdeața. În cazul meu, eu am o mână de pătrânjel. La final, venim cu pătrânjelul. Și imediat vă arăt cum este servită ciorba noastră de văcuță. Așa se prezintă ciorba noastră cu carne de vită sau ciorbă de văcuță. Foarte apetisantă. Mirosul este extraordinar de bun, gustul la fel, Cătălin deja a gustat-o, poate să confirme ceea ce spun. M-am dus să-mi pregătesc ardei iute. Este o ciorbă foarte gustoasă, eu vă recomand cu drag să o gătiți și ne revedem la rețeta următoare. V-am pupat, dragilor! Mâine seara la ora 7.